Tichetele de vacanță și-au atins scopul și au ajutat atât beneficiarii cât și prestatorii de servicii turistice. Este părerea proprietarilor de pensiuni din Clisura Dunării care spun că, fără acest sprijin, multe pensiuni ar fi rămas închise într-un an în care numărul turiștilor a fost foarte redus. Am ales zona pentru că n-am văzut niciodată Clisura Dunării până acum și e de o frumusețe rară. Înțeleg că ați venit pe vouchere aici. Da. Cât de mult vă ajută? Ne ajută, ne ușurează foarte mult cheltuielile. În cazul în care nu ați fi avut aceste vouchere, ați fi ales să petreceți o vacanță aici? Da, mi-am dorit foarte mult să văd Clisura Dunării și cred că ar fi venit oricum. 4 zile de vacanță și-a asigurat această familie din Ploiești cu tichetele oferite de stat. De acest sprijin au beneficiat și doi soți din satul mare. Am și profitat de voucherele de vacanță pe care soțul meu le-a primit și am... Găsit o zonă deosebit de frumoasă, excelent. Gazda unde stăm este primitoare, deci am rezolvat. Suntem aici cu animăluțul nostru de companie, cu Bobo. Haide, Bobo, haide, hai să vedem aici, uite aici, așa. Așa, și ne-am bucurat foarte mult că am găsit o gazdă foarte primitoare, pentru că nu toată lumea primește cu animăluțe. În Clisura sunt pensiuni în care peste 50% dintre clienții achită cu vouchere de vacanță. Acestea sunt folosite mai ales pentru relaxare în extrasezon, adică exact când turiștii sunt mai puțini, spun proprietarii de pensiuni. Ponderea turiștilor noștri în unitatea noastră este de în proporție de 90-95% numai cu vouchere de vacanță. În fiecare an ei își rezervă din timp spații de cazare la noi în pensiune, cât și își doresc pachetele noastre cu care sunt incluse minim o noapte de cazare, cât și servicii de masă. Vouchere de vacanță sunt un ajutor considerabil pe care ni le-au dat autoritățile. Înseamnă foarte mult pentru noi, datorită faptului că se pot cheltui, adică banii se valorifică doar în România. E un lucru bun, mai ales în perioada aceasta când foarte mulți turiști pleacă afară. Cei care au vouchere nu pot să le cheltuie decât în România și atunci încep să vină. Este foarte important totuși ca pensiunile să fie clasificate ca să poată să valorifice această formă de ajutor. Și pentru turiști, pentru că sunt poate oameni care nu își permit să plece în vacanță, mai ales dintre bugetari, cei care și primesc acest fel de ajutor. Voucherele nu sunt un sprijin doar pentru turiști, ci și o infuzie de capital foarte importantă în Horeca. Avem un procentaj de undeva 25-30%, este ceva foarte benefic pentru turismul românesc, pentru că sunt foarte mulți care își doresc să viziteze locuri frumoase și totodată cred că este un motor extraordinar al economiei, pentru că Horeca ajută foarte mult economia și consumul intern. Datorită acestor vouchere de vacanță poate crește foarte mult. Reprezentantul unui grup de acțiune locală din zonă spune că fără ajutorul de la stat, într-un an turistic foarte slab, multe pensiuni ar fi rămas închise. Dacă, să zicem, pensiunea pe care eu administrez nu a fost atât de afectată de partea aceasta de vouchere, noi lucrăm cu grupuri, cu cursuri, având o altă clientelă, din experiența pe care o am în zonă ca și coordonator al GAL Clisura Dunării și din relația cu celelalte pensiuni, aș putea să vă spun că cred că la cât de slab a fost acest an pe turism, dacă n-ar fi fost voucherele, am fi avut destul de multe pensiuni închise. După sezonul dificil din luna octombrie, majoritatea pensiunilor încep să se închidă și vor relua activitatea abia în primăvara anului viitor.